Capitolul 29 Vai de Ariel, leul lui Dumnezeu, de Ariel, cetatea în care a tăbărât David. Adăugați an la an și lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor, apoi voi impresura pe Ariel. Plânsete și gemete vor fi în ea, și cetatea va fi ca un Ariel pentru mine. Căci te voi împresura de toate părțile, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanțuri împotriva ta. Vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din țărână ți se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieși din pământ ca al unei năluci și din țărână îți vei șopti cuvintele. Dar mulțimea vrăjmașilor tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulțimea asupritorilor va fi ca pleava care zboară și aceasta deodată, într-o clipă. De la domnul știrilor va veni pedeapsa, cu tunete, cu tremure de pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. Și ca un vis ca o vedenie de noapte, așa va fi mulțimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel. Așa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui și cetățuiei lui, strângându-l de aproape. După cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol, și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea nestâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Rămâneți încremeniți și uimiți, închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu de vin, se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire. Va închis ochii prorocilor și va acoperit capetele văzătorilor. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ea citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și îi zici, ea citește, el răspunde, nu știu să citesc. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine, și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. De aceea, voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate, așa că înțelepciunea înțelepților lui va pieri, și priceperea oamenilor lui pricepuți se va face nevăzută. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic: Cine ne vede și cine ne știe? Stricați ce sunteți! Oare olarul trebuie privit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar, el nu se pricepe? Peste puțină vreme, Libanul se va preface în pomăt și pomătul va fi socotit ca o pădure. În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel căci asupritorul nu va mai fi, jocoritorul va pieri și toți cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciți. Cei ce o sândeau pe alții la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetății și năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat. De aceea, așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, el care a răscumpărat pe Avram. Acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu îi se va mai îngălbeni fața acum. Căci când vor vedea ei, când vor vedea copiilor, în mijlocul lor, lucrarea mâinilor mele, îmi vor sfinți numele, vor sfinți pe sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciți cu Duhul vor căpăta pricepere, și cei ce cârteau vor lua învățătură.